Ia auzi mă, ia ascultă băieți ăștia. Ia. Aolo. Cu mâna am luat-o, bă. Hai. Salutare și bine ați venit! Susținem afacerile locale și de asta vrem să vă anunțăm, pentru că materializați, sincer vă zic, o grămadă de lume și pe Instagram și pe mail-uri, mai e valabil codul de reducere de la Jebo, codul vostru? Ei bine, din momentul ăsta este din nou valabil, s-ar putea să fie doar până la Paște, dar nu sunt sigur. Codul este COASTA5 și veți primi extra discount la orice produs de pe site, 5%. Iar legat de clipul de azi, nu a fost gândit ceva dinainte, noi filmam niște chestii simpluțe prin service, a intrat o mașină care avea o revizie și o verificare, s-a făcut verificare, s-au complicat lucrurile, dar acum hai să vedeți și voi cum s-a întâmplat. Băi, lăsăm băieți să ghicească. Asta-i cu voi. A fost o scăpare la final. Poți să zici anul? Anul. Să zicem anul? Da. Ne aflăm în 2024. Și mașina se află... Luna... A, și mașina în ce an se află? Mașina... Tot în 2024, că e în prezent, e aici cu noi. Băi, e 2021 mașina. Kilometrii nu o să-i creadă nimeni. Arată de un număr de kilometri, dar are cu totul alt număr. Da, hai să terminăm constatarea și vedem imediat. Asta nu și-a băgat nimeni nasul până acum. Ce este? Cutia negru? Da. Cutia bărbierită. Nu, serios, nu știu ce. A de blue. Da, s-au gândit ei să-i pună un scut și ce au zis, băi, pun un scut de plastic, bă, pe un rezervor de plastic. Că... Care-i rost? Bine, e bine că l-a zis pe asta. Da. L-a bărberit un pic. Bă, miraculos, asta e întreagă. Comparativ cu ce am văzut până acum, asta e întreagă. Ia uite, zic că e nouă. Ha? Mm-hmm. Renotati. Noi, atâta, alea de sus, franșele le fac curat. Aha. Dar e posibil în momentul în care las greutate pe ea să nu se mai audă nimic și să fie tot în regulă. Acum e, era suspensia lăsată, dar o să văd eu imediat. O punem și vedem, da. Ia vezi lista. Uh-huh. Amortizor. La dubă. Două. Bă, ești nebun. Bă, asta chiar e întreagă, bă. Nu nimic. Nu știu aici pe cameră. Un pic de ulei pe undeva. Nimic. Aici, aici, aici. Aici. Curge capacul de plastic. Da. E un burete ăsta. Curge buretele. Sigur nu mai e lichid de fund. Hai că n-are dacă ești, nici nu-i curat. Da. Are câteva chestii. Internal control fault. Parentă bine. Ce, n-a mai rămas nicio eroare? Deci astea erau rămase în memorie, rapid, cu ce-am găsit? Da, cel mai probabil a rămas fără rulă, la un moment dat sau ceva. Atent. Poți să-i dai un pic mai în spate, te rog? Da. Atât. Uite, are și padele tuning-ul. Ai văzut textura? Da. Carbon de ăla împrăștiat. Da, nu, dar arată mai bine. Gata, pot să opresc. DSG. O las în parc sau nu contează? Televizoare. Nu contează, pe cum trebuie să mă conectez la cutii, la alea, mai mult. Băiatul. Deci lângănitul ăla de la volan? Bați jandarmii, nu știu. Aole. Ia uite. S-au zis tare la rest. Scutură, da, acum nu știu mai rău. Călzește ușor și taci. Gata, mulțum. Bă, mașina nu arată de kilometri pe care are 230.000. Arată?
chiar arată foarte bine, sincer arată foarte bine. Ia zi, domnul Dracu. Băi, și fii atent, geantele astea, le-am găsit pe fel în auto, de. Sunt astea mega ieftine. De fapt, nu contează, geantele sunt frumoase culoare. Da, sunt frumoase. Ia vină un coace. Să vezi ceva. Dar alea de cauciuc ce sunt? Cursă. Să stai un pic mărticat. Ca să nu se lase prea mult. Păi și asta mai face ceva în mers, mă? Și în cauciucurile astea aici, la dâmburi? Da. De ce să alea? Aibach cu Bilstein? Vezi că sunt Aibach da, da. Astea, astea cred că-s vopsite de el sau ceva. De ce plâng chitanele? A murit semeringurile. Aolo. De fapt, semeringurile. Mai pune lampa aia un pic a, acolo. Am cer scuze la vocabularul ăsta. Mai bag un pic la interior. Unde? Pe partea de alta, așa. Oh. A găsit o gaură. A găsit o gaură și se vede o plângere acolo. În ce orcuri sunt astea? Nu se mă, ai bac roșu. Și așa, mă, la jumate se strâng între ele și restul pare despărțit și alea. Hai, ba. Vor fi de astea progresive, cum să zice. Da, sunt chiar sunt curios cum se simte mașina. Bă, ce talent sunt jantele astea. Chiar sunt. Da. Iu. Oh. Da, ce plângă n-are alea. Simering. Verde ulei. Sau? Da. Hai că nu e grav. Da. Și sper să nu pierdă și pe la bușon. Mama, asta e fleașă. E un pic leșinat. Băiat. Ia auzi mă, ia ascultă băieții ăștia. Ia. Aolo. Cu mâna am luat-o, bă. Hai. O bag în neutru acum, fii atent. În neutru se aude? Ia auzi. Dai în reverse. Bate cu știu. Vrem să vedem ce bate. Aia ne interesează. Să vedem că auzim. Să vedem, să auzim. Eu văd cu ochii, mă. Care e problema? Eu. Aud cu ochii, iartă-mă. Da, și eu. Și văd cu urechile. Așa. Ia, prima probă. Hai că e pe jos, pe alea. Mamă, e țapă, da? Nu, e os, nu că țapă, da? Dacă ai pietre la rinichi, nu mai ai. Are niște plastici cu spate pe acolo. Într-adevăr, fața e doar pe arcuri în momentul ăsta. Se simte. Poate de-aia i-a pus și cauciucurile la arcuri. Ca să scape de amortizoare. Zice, băi, nu schimba amortizoare, le pun niște distanțiere la arcuri ca să stea os. Amortizoare, tampoane, pierdul lipi la distribuție și volant. Ia să vedem cât de grele sunt. Ce faci? Ia, m-a prins ăsta. Iau, pe tine l-a slăbit el. Folosește de la de la Parkside ăsta, are contract cu Lidl. Vezi că și Kaufland vinde acum. Da? Ești direct la Reș? Da. Nu. Deci dacă a făcut ceva duminică, mă știa pe platformă, nu s-a făcut. Cred că trebuie să fii mai specific un pic. Dar nu parcați în stația de STB. I don't know.
văzut și bucși mai bune. Opa! Ah, mai aveam o plastică. Ușor, ușor puternicule. Ce gândiți de recuperare? Da. Mă, nu mai măsturați atât, oricum s-a arde iar în două săptămâni. Ia, cu arba, ai COVID. Ia, uite, park lei cu park side-ul. Da, nici că nu folosim, nu folosim doar, spune, premiu, băi. Iată, au zis oamenii că nu doamne ce folosim. Este varianta performance. Deci nu este, performance, scrie aici, performance. Performance professional, nu folosim park side obișnuit, adică luăm ceva mega calitativ. Deci Sorin, un fel de Bosch albastru. Asta, ăla era verde, ăla ai avut ultima oară? A? Era verde la două ori. Desface roți? A? Desface roți? Păi vezi că strângea roți cu el. Asta că le apropia. Le apropia? Da. Le strângea la 120 ani. Mă duc, am un pic de treabă. Da, m-am uitat să menționăm, să precizăm că s-a hotărât clientul și face... piesa dintre cutie și motor. Mamă, să vezi ce iese! Iese pupuiala! Auto. Curat, curat. Frumos, așa, da. Ia, ești pregătit? Da. Auto. De la mugările, de braț. Da. Aici de un? Aici prost. Mercedes. Dacă am găsit un laser că e. Du-mă la mic. Furtunul p***i, mati. Aud un zdrâncănit? Uite-l, mă! Gata, un șurub e spus. De ce bateți la ușă? Trăiesc, cucuiesc, și-a mamii descuiesc că mama va duce. Aia, dar ce trebuie să fac? Să amici, da? Oh. Azi. Ce-a făcut mâine, dașa jucării? A comandat pe limbi rezervă pentru perioadă, pe ce? N-ai cum, e fix. Dar acum nu știu dacă avem prindere de aia la vechiul. N-aș f***a. Dacă strâng tare de c***a, bate, bate. PAM! Ia uite. Ce faci cu ele aia, sunt curios. Dacă n-avem la ce să folosim noi periile astea, le dăm alături. Dar orice. Care orice, mă? Orice. De la curățat, la motor, până la orice. Ce motor, mă? Hă? Și plastice, și rahaturi, și în interior, chestii de aluminiu, de orice. Bă, tu ai bă, YouTube-ul în chinez, în ceva, și te păcălesc că iau. M-a dus să aduc aia de la veciu? Eu zic că se coboară. Asta, cu ce asta?
alea de pe TikTok de sunt satisfying, de vorbesc că i-a sus și jos mamei acoboare, știi? Noi vorbim să te explicăm așa și alea în jos. Auzi, dar știi cum facem? Punem jos cobori și stai sus și explici. Și ea se chinuie să mânească două videouri. Noi să avem pe același video. Dragoș stă sus aici și Alin jos curăță cobor. Să mor. Când ai elevatorul Alin. Când ai nevoie, știi unde le găsești. Citești ceva sau puteți o poză? Pe poze. Ai luat volantul, ai pus aici. Și ca la carte scrie că e ok. Nu, dar vezi că asta e cu două uși. Și asta are patru. Cinci, mă rog. Deci, nu e modelul corect. Am greșit mașina, mă. Identificat-o greșit. Uite, mă, ți-a dat că prima dată trebuie să o scoți din cutie. Nu poți să o mântesc cu tot cutie. Ciudă. După aia dai cu vaselin aici, ungi, dar puțin, vezi că ți-a dat. Tu zici că e vaselin, dar eu parcă zic că e spun, poliuretanică. Nu, e vaselină. După aia e o pereuță de asta de gene, de unghii, de, nu de unghii, de gene, da. Aha. Vezi? Dai frumos. Îi face contul. Hop, da. După aia scoți rulmentul. Neapărat coș de gunoi de ăsta avem. După aia tot din cutie scoatem rulmentul nou, pe care îl punem în gaură de la rulmentul ăsta și la distanță de 2 mm față de buz. Da. Păi și volantul după aia ce fac cu el? Că mi-a arătat doar să-l scot din cutie și să-l lung. Nu mi-o punem aici? Și la pasul 4? Ok, gata. Deci neapărat pe sus. Neapărat, da. Se vede clar mașina. Capota deschisă și roțile montate. Eu am roțile date jos. Le montez. Am sărășit. Hai, ok. Așa dăm înainte cu serviciul. Hai că trebuie să mutăm cutia. Ia zi cât a fost livrarea mai aproape. Popicul nu pot mă mai aproape, cutia trebuie să fie mai aproape. Asta e o chestie pe care oamenii nu cred să o vor gândi vreodată. Am avut nevoie de un șurub. Fiind foarte aproape. Original. Da? 15 lei șurubul și am mers 30 de kilometri ca să-l iau. Dus-întors. Dus-întors. Te mișcă repede. Dus-întors. Păi am prins frumos pe... Păi când mergi cu Honda, când mergi pe Germania, am mers. La un consum așa de motorină și de ulei? Să fac. Bă, am crezut că doar în afara camerei mă luați la mișto cu... Să atingem caroserie, ce vrei să fac? Vedeți că ratonul și-a luat tare? A luat curent. Nini, ai grijă, hai din... A început puiul. 3, 2, 1 și... Ia, uite-mă, s-a băgat tot în prima. Păi am fost eu aici, mă. Toma? Ia mâna, gata. Aduceți șurubule. Cine? Hai cu ține-o, de. Nu astea? Hai cu ține-o, de tu. Mai ține-o, nu? Hai cu ține-o. Și zici. Da. Da, că am treabă pe rămâna. Ia zi, ce etaj vrei? Te da la mansardă? Cât mai sus.
Faci odată treptele? Hai! Pasat. A fost înlocuită o pompă de apă, dar mai are niște pierderi în mașina de antigel. Păcate. Problema și care este Rareș, că n-are kilometri mulți. Câți are? 160.000. Wow! Pasat pe 6 cu 160.000? Rar. Rar? Rar. Diesel? Diesel. 2.0 Camry. Că dacă era 2.0 turbo, sau ce e ăsta? 2.0 e, nu? Da, 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 motor de GT. BWA. Dai jos sau pui? Îl dau jos. Dar am putea să desfac un șurub în față. Vrei să te ajute să trecem? Îngi, domn? Bă, ce bără. Pregătit? Bă, e lung. Doar o revizie. E bateria e acolo, mașina e acolo. Doar o revizie, mă. M-au și distribuția, mă. A dat-o la asta? Nu la asta. V9, nu l-am văzut. Ia, bă, asta, măi, vorba așa. Ia, arată, mă, ia. De ce scrie vă pe aia? De ce scrie vă pe aia? De ce scrie? Deci fii atent că Vali să uită. Nu scrie pe aia. Nu scrie nicăieri. Nu scrie. Nu etichetă, bă. Și nu scrie nicăieri. Ia, bă, mă, ce aveți? Am mers cu ea, am mers Dragoș. Asta te atenționez că e un pic bățâită. Căritul nu mai e. De, mă rog, bătaia de volant. Nu mai e, nu. Nu se mai notă absolut nimic. Ți-am zis dar că e un pic mai rigidă. E mai sport. Putem concluziona că mașina este ok? Foarte ok. Mai să mișc chestii pe la suspensie de făcut, din ce am înțeles. Da, dar am înțeles și eu că bugetul e momentan limitat. S-ar fi încadrat, din ce am înțeles, în buget, dar vreau să se mai intereseze clientul de suspensie. Ceva decizii o să ia? Da, că e ceva, e ceva mai aftermarket pus da. Și... Încă o dată, nu uitați că frații noștri de la Jeep au cea mai tare selecție de scule raport calitate-preț. Până la Paște va fi valabil codul de reducere COASTA 5, care înseamnă extra discount 5%. Și acum am vrea să ne scrieți jos în comentarii. Voi când v-ați dus pentru revizie, până la urmă, cu ce mega lucrare ați plecat? Că se întâmplă de multe ori să te duci, să faci o verificare și să constați că trebuie schimbată și pompa de ulei și...
turbina și scrieți-vă jos în comentarii ca să învățăm și noi din tot ce ați pățit voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!